să-mi spuneți, vă rog frumos, cum vă numiți și ce vârstă aveți. Crăciunescu Constantin, am 65 de ani, din București. Și de ce ne aflăm aici? Pentru că am câștigat la concursul Marea de Zilipeală o bucătărie Xina. Ați câștigat un voucher în valoare de 1800 de euro pentru mobilier de bucătărie de la firma Xina. Cum ați reacționat când ați văzut că sunteți fericitul câștigător? Am reacționat cu întârziere pentru că eram trezit din somn la ora aceea. Și până mi-am revenit și m-a anunțat domnișoara și mi-a repetat de câteva ori, mi-a spus, domne, ai câștigat o bucătărie, ce, nu te bucuri? Eu mă bucur, încă mai, din ce în ce realizăm, mă bucur. Am fost fericit atunci. Ce veți face cu, mi-ați spus un mic secret, poate ni-l împărtășiți, ce veți face cu voucherul? Cu voucherul îl fac cadou lui copilului meu, Florin, care chiar s-a nimerit să aibă nevoie de așa ceva în apartamentul unde va sta. De când citiți ziarul Libertatea? Îl citesc mult, deci din prima zi când a fost Libertate în București, am pus și mâna pe ziarul Libertatea, când se aruncau din mașini ziarele și toți eram nebuniți. Și de atunci tot citesc. Foarte bine, ați rămas un cititor fidel. Și ce vă place cel mai mult în ziarul nostru? Păi îmi plac, v-am spus, editorialele. Mai urmăresc Rebusul și Integrama. Îmi place mirosul de tipar. Să-l țin în față și să urmăresc pe viu. Sperăm să rămâneți cititorul nostru în continuare și evident veți rămâne dacă sunteți, ați câștigat pentru prima dată. Și mult succes în continuare!